Grijile deputaților pentru situația pandemică din țară se pare că sunt doar la nivel declarativ. Două inițiative ale Platformei pentru Moldova, prin care se propune testarea săptămânală a tuturor angajaților medicali și asigurarea pacienților care se tratează acasă cu medicamente gratuite, nu au fost incluse pe ordinea de zi. Pentru ambele proiecte au votat doar membrii Platformei pentru Moldova, astfel că documentele au rămas neexaminate. Primul proiect de lege a fost propus de deputatul Ruxanda Glavan. Documentul prevede acordarea mijloacelor de protecție pentru personalul medical și auxiliar pe perioada stării de urgență în sănătate publică, dar și testarea săptămânală a tuturor angajaților din domeniu. Reamintesc că acest proiect a fost prezentat de mine la tribuna Parlamentului încă în noiembrie. Atunci, după prezentare, am amânat votul pentru că așteptam avizul guvernului. Din păcate, avizul guvernului nu poate fi în cazul unui guvern interimar, dar există raportul Comisiei de Bază. Mai mult decât atât, faptul că a început vaccinarea cadrelor medicale va scădea semnificativ cheltuielile. În ciuda argumentelor aduse de Glavan, proiectul nu a fost inclus pe ordinea de zi. 14 voturi, nu a întrunit numărul necesar de voturi. A doua inițiativă prevede elaborarea unui plan complex de vaccinare. De asemenea, deputații propun ca pacienții care se tratează de COVID-19 la domiciliu să beneficieze de medicamente gratuite. Deși Ministerul Sănătății a modificat ordinul cu privire la asigurarea cu medicamente compensate încă în 15 decembrie, practic după două luni jumătate, numărul persoanelor care se tratează la domiciliu și au acces de fapt la medicamente compensate pentru COVID constituie doar 23%. Prin urmare, Ruxanda Glavan a propus responsabilizarea guvernului prin hotărâre de parlament în asigurarea tratamentului gratuit pentru toți bolnavii. Nici de această dată proiectul nu a fost susținut de legislatori. Au votat pentru doar membrii Platformei pentru Moldova, așa că documentul nu a fost inclus în ordinea de zi.